Putin a dat personal ordinul ca rebelii rusofoni din Ucraina să primească sistemele de rachete Buk, cele care au doborât cursa civilă MH17. 298 de persoane aflate la bord au murit în urma loviturii. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisia Internațională care anchetează tragedia din 2014. Un caz foarte sensibil, complicat și în cadrul căruia Vladimir Putin este la adăpost, în ciuda acestor dezvăluiri. De ce? Discutăm chiar acum cu Andrei Negusiu, jurnalist DG24, specializat pe subiecte externe. Andrei, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. De ce Vladimir Putin și de această dată pare că... Pentru că șefii de stat au imunitate. Deci el poate fi judecat doar în cazul în care nu mai are această calitate și în cazul în care, evident, ar ajunge pe mâinile justiției. Chiar și după finalizarea unei anchete. Da. Ce spun anchetatorii este că, de fapt, Vladimir Putin a dat el personal ordinul ca aceste sisteme de rachete să le fie livrate rebelilor care controlau Donetsk în 2014. Sunt convorbiri telefonice, se vorbește că în aceste convorbiri telefonice cei care au fost interceptați spun foarte clar, oficial din eșalonul superior rusesc, este la latitudinea președintelui să dea acest ordin, să le dăm aceste sisteme de rachete. Deci ele, în mod normal, nu puteau ajunge pe mâinile rebelilor decât în urma unui ordin clar venit de foarte sus, iată, de la Vladimir Putin. Da? Ca să nu se înțeleagă greșit că anchetatorii nu spun că a sunat Putin, trageți cu racheta. El a dat acel ordin care a permis ca aceste sisteme să treacă granița, practic, din Rusia în Ucraina, în zonele controlate de rebelii rusofoni. Știind la ce ar putea să fie folosite. Firește. Uh-huh. E adevărat că nimeni nu se gândea că ar putea fi folosite împotriva unei curse civile. Rusia știm că neagă oficial că ar fi trimis și aceste sisteme de rachete, a respins toate rapoartele internaționale, dar și cele naționale, de exemplu, ale anchetatorilor olandezi, din cei 298 de morți. Majoritatea covârșitoare sunt cetățeni olandezi. Era o cursă Amsterdam Kuala Lumpur, acest avion. El, ne amintim, a traversat spațiul aerian al Ucrainei și a fost lovit de această rachetă. După această tragedie, dacă ne amintim, a fost luată acea decizie ca prin spațiul aerian al Ucrainei să nu mai treacă nicio cursă internațională, tocmai pentru că acest precedent a arătat ce riscuri presupune o astfel de survolare și de atunci poate cei care ne urmăresc și poate urmăresc și site-uri ca Flight Radar își aduc aminte că deasupra Ucrainei este un mare gol și toate cursele sunt redirecționate în așa fel încât ele să nu mai fie expuse unor lovituri intenționate sau accidentale, pentru că sigur că se poate întâmpla și accidental acest lucru. Bun, revenind la ceea ce au anunțat astăzi investigatorii, asta spun din moment ce ordinul a fost dat direct de către Putin pentru livrarea acestor sisteme de rachete, clar există și o responsabilitate a sa. Cât se face vinovat, de fapt, de moartea acestor oameni. Da, da. În ce fel va ajunge el vreodată să fie judecat pentru astfel de acuzație sau pentru cea și mai gravă privind crime de război din Ucraina în urma invaziei declanșate la ordinul lui acum aproape un an, pe 24 februarie 2022, sigur că nu putem să știm. În acest moment el este oricum la adăpost din toate punctele de vedere. Este la putere, deține frâiele, din punct de vedere, iată, și juridic, ca șef de stat, are această imunitate. Însă este important, dacă într-adevăr anchetatorii au găsit aceste detalii, să le anunțe, să știm. Corect. Pentru că a fost acea dispută, a dat sau n-a dat Rusia aceste sisteme de rachete care le-au permis rebelilor nu numai să contracareze armata ucraineană, dar iată să realizeze lovituri care, din păcate, au dus și la moartea unor civili absolut nevinovați. Erau niște oameni care plecaseră dintr-un loc cu avionul să ducă în alt loc cu avionul și erau convinși, la fel ca firma care deținea avionul și ca atâtea alte companii aeriene, că la altitudinea de croazieră de 10.000 de metri nu li se poate întâmpla nimic. Da. Iată că, din păcate, s-a întâmplat și avem 300 de oameni care au murit într-o clipă, fie în urma unui atac intenționat, fie în urma unui atac accidental. Mulțumesc mult de tot, Andrei, pentru prezență, pentru toată discuția.